Prima clasă de puericultură într-un liceu din județul Vâlcea a luat ființă începând cu acest an școlar la Colegiul Național Matei Basarab din Râmnic. Potrivit legislației, creșele trebuie să ofere servicii de educație, nu doar de ocrotire și supraveghere. Educatorii puericultori sunt cei care vor oferi servicii de educație în creșe. Pentru prima dată a mai fost altă dată acum mulți ani un astfel de profil, dar pentru prima dată puericultura este un profil pe care educatoarele îl vor avea începând cu acest an. Noi sperăm că un astfel de profil binevenit pentru creșterea și îngrijirea copiilor din perspectivă educativă de la 0 la 3 ani va fi primit cu bucurie de către toată lumea. Sunt niște copii frumoși, sunt niște copii care au intrat cu niște medii foarte mari și care și-au dorit din propria inițiativă să rămână împreună cu părinților la acest profil. Le-am explicat ce înseamnă puericultură, poate cuvântul vă duce cu gândul către alte specificații, dar nu este altceva decât cadrul didactic care se va ocupa de educarea copiilor și de consilierea părinților la creșă. De la 1 octombrie, creșele vor trece din administrarea primăriilor la școli, respectiv grădinițe, și vor avea mai multă autonomie. Știți că cu 1 octombrie creșele vor fi date din administrarea primăriilor către unitățile școlare, către grădinițele cu program normal și prelungit de care aparțin, și lucrul acesta nu face decât să ne bucure. Vom fi prezenți în toate creșele din municipiul Râmnicu-Vâlcea și sperăm ca cei 24 de copii care sunt la acest profil să rămână în învățământ după cei 4 ani pe care îi vom face împreună.